Bună, sunt Raluca. Bună, sunt Alexandra. Și pentru că ziua de Crăciun se petrece în familie, noi am invitat la masă familia Elist. Și astăzi nu facem sport, mâncăm. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Gata, avem voce, am văzut, dar am ce mâncăm? Noi am încercat să ne pregătim cu de toate, Andreea a făcut și o plăcintă cu praz. Dar care este mâncarea voastră preferată de Crăciun? La masa de Crăciun gătește mama și ca atare avem un curcan uriaș pe masă și la desert eclair. De Crăciun îmi place să mănânc chiftelele bunicii. Nu prea îmi place să mănânc caldaboș sau alte produse de genul ăsta tradiționale. Și dulciuri nu mănânci? Ba da, o prăjitură cu lămâie. Da. Sarmale și mult cozonac. Mie de Crăciun îmi place să mănânc mâncare tradițională, care e foarte ușoară. Light. Da. Tobă, cârnați, piftie, sarmale. Am înțeles, e un afară de faptul că voi mânca 2000 de cozonaci pentru că îmi plac foarte mult. Trebuie să mănânc și niște foie gras la socri. Nu-mi place prea tare, dar nu dă bine, știi? Adică trebuie să fii politicoasă să mănânc foie gras. La familie de Crăciun îmi place să mănânc dulciurile mamei mele și în special prăjitura ei cu nucă și gem. Crăciun fără cozonac făcut de mama mea nu există. În plus, multă carne, cârnați, tobă, piftie, de toate. Să fie veselie! Bogăție! Am înțeles că tuturor vă place să mâncați foarte mult de Crăciun, dar ce să faceți după, să dați totul jos? Pentru că sunt o norocoasă din punctul ăsta de vedere, nu se pune ce mănânc și nu fac nimic. Ceea ce nu-i cazul meu, că de ani de zile aștept inelul la stomac. Da. Pe cum ce să fac? O să fac mult sex. Absolut nimic. Mănânc în continuare, iar din anul are detox. Ca în fiecare an. În principiu aștept să treacă Revelionul și de luni după Revelion îmi fac abonament la sală. După vor veni zile grele, de mult pilates și cred că trebuie să mă duc serios și la not, să not cam, nu știu, 2000 de kilometri pe zi ca să dau jos cele 1000 de kilograme. Din păcate nu fac nimic! Se pare că redacția Elist este foarte, foarte mâncăcioasă și prea puțin sport, nu, Alexandra? Chiar dacă nu facem sport în ziua de Crăciun, se spune că nu se depune. Sport de la anul. Până atunci... We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! Și ce o să faci, Magda, să dai jos tot ce ai mâncat? Nimic. Nimic. Și încă o dată, vă rog. Hai, mă, Dana! Haideți, vă rog, încă o dată, încă o dată. Ultima oară, haideți, haideți. 3, 2, 1. Wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! Ajungem! Avem voce, am văzut! Am cântat!